Hai să salutare guys, și bine ați venit la un nou episod din Mir 4. Astăzi o să începem din nou să filmăm un episod cu noul caracter. Acum filmez chiar după live-ul pe care a fost de sâmbătă. Știți și voi bine, am zis că o să mă pun repede la filmat, așa că hai să începem cu story-ul din nou. Să facem misiunile, să vă învăț cum ce va trebui să faceți. Nu am rămas aici. Stai să dăm un pic și de muzică la joc. Să dăm la sistem, ok. Sound. Și un pic pe aici ca să fie cât de cât. Acum trebuie să-l așteptăm pe Black Cloud, gen pe ursul cel mai mare. Din câte vedeți, încă nu. Deja gata, s-a terminat misiunea. Ok, collect beer, blade, sau trebuie să colectăm. Adică nu, trebuie să atacăm și mai departe. Să-i luăm. Asta fie una din misiunile. Stai să dau un pic mai încet. Una din misiunile principale, Shadow of Darkness. Văd că putem să promovăm la un nou nou skill. Hai să vedem ce skill e asta. Mamă. Return to Herbalist Hong. Ok. Acum văd, na, acum nu le mai iau. Asta l-ați văzut și pe live cu ce mai facem. Bă, nu știu, am zis că o să ne apucăm de o seară de 5M. Nu știu ce o să fie adevărul la serverul unde, na, nu știu. Deci, efectiv, nu știu dacă o să ne mai jucăm, nu știu ce o să fie. Eu, efectiv, joc ăsta, mă simt chiar ok, relaxat, de fapt. Deci, na, chiar aș vrea să mă și joc mai multe jocuri, nu numai ăsta. Hai să sărim. Ok. Stai că prea departe a sărit. Nu știu cât o să fie episodul ăsta, dar... Na. Gathering. Ok. Hai să-l punem pe auto, să-l facă. Nu uitați că pe Neba sunt foarte multe reduceri, guys, și... Chiar, by the way, mă duc să-i completez acum, să mă duc că am primit un email cam ieri. Ieri am primit email de la Neba și o să punem acum ca și... Așa că vă aștept și pe voi, aveți toate informațiile în descriere. Ca ideea o să fac, am înțeles. Chiar ăla mai mare l-am luat, da, e clar, nu, e ok. Deci, 23 de ore. Descarcă. Zicem un mulțumesc frumos. Și asta e. Stai că... 저 녀석은 착하긴 한데 너무 덜렁대서 큰일일세. Am zis că nu o să las să facă story-ul pentru că ați văzut în episoadele. Oata, de ce îmi ia așa misiunile? Gata, am terminat, am completat și la om, merge să punem story-ul acum. Codul meu îl vedeți acolo lângă ăsta, dacă vreți să vă cumpărați un joc, puteți să îl folosiți. Ok, hai să mergem să omorâm 10 containeri cu creatură, auzi? Blink. Sper că e asta, adică... Bun. 7, dar repede omor, frate. Bă, deci am zis că... E posibil să rămâne cu caracterul ăsta, vedem. Ce-n brotherul Yun. Dăm și un tag. Hashtag nu, menționează. Cam pe aici. Așa, super. Nice. John Brother Buin. Opa, ne-a dat ceva să luăm un set pe noi. Decât observ. Search the other side. Mergem acolo.
promot. Hai să luăm un promot acum la niște... Da, frate, repede. N-ai nicio treabă cu questurile, cu așa mai departe, cu campionul ăsta. Dacă vreți să vedeți ce campion e, mergeți acum în playlist și puteți să apăsați acolo pe primul videoclip că l-am făcut sau pe al doilea. Da, pe al doilea, când am creat caracterul ăsta. Să vedeți cum e numele. Magic Stone. Magic Stone. Ok. Aici ne punem primele echip. Tot timpul uit cum să le pun. Nice. Da, aici îmi dau informații. Da. Să nu uitați să dați aici tot timpul. Plus, nu am Blind Chant. Vedeți că nu avem chiar așa de mulți bani. Da. Vă dă PS mai mult. PS-urile sunt aici, am 6824. Hai, Iuin, să vorbim, frate. Chonpa. Bă, atâta că thumbnail-uri, nu știu cum pot să fie cu thumbnail-urile astea, pentru că, na, după cum am zis, îs destul de ciudate pentru a le crea. Dar, na, pe la un moment dat, poate o să-mi dau și eu seama cum să facem thumbnail-urile astea mai cât de cât o fie. Așa că mă scuzați. Doamne, frate, cât de repede atacă ăsta. Păi, băiatul. Ia, fii atent și ia pe mai mulți odată, de nu pe unul sau doi. Da, 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 am înțeles tot ce ai spus, nu. Bine că zice, scrie pe engleză, că dacă nu... Ne. Dăm un mic skip, imediat. Tactul de Master E. Mă, nu fă Master E, dar nu. Hai să luăm pe mai mulți. Nice. Man. Da. La un moment dat o să facem și quest-urile, după cum ați văzut și pe live-uri cu jocul. O să facem și quest-urile nu numai principale, și ale secundare, care pot să ne ajute destul de mult în a crește nivel. Acum, na, de prea, avem level prea mic pentru a face, aștept level 20 ca să pot să încep și eu. Na, am făcut level 10. 7.010 puncte, da. E bine. Punem, da, nu pot, mamă, 1400. Da, Join to Clan, nu vreau să mă duc, o să mă duc cu caracterul ăsta dincolo. Hai să punem la protecție un pic, psychical defensivă și la HP. No, bun. Join to the Master Sarmate. Sarmale. Defeat. Ok. Da, pe bine, le-am pus, nu e problemă cu asta. Aici te învață cum să selectezi tu... Asta. Devita Stormer. A, atacă el de unul singur, e bine. Mă, la 7 cred că pe campionul ăla. Pe boss, ia, aici. Bă, să deradăm un pic mai... Opa, stai un pic, asta nu m-a lit. Gen aici ar trebui să scrie Unicum ca să fie unic până la urmă, ca să fie mai puternic, dar nu. Deocamdată pe el m-am delit. Mâna dreapta șefului. Nu, bun. Escape the Ruined Village. Mamă, dacă tu questuri facem pentru un episod. Am zis la un moment dat că o să fac numai așa, dar nu merită să fac videoclip de 10 minute până la urmă. Așa cel mai bine învățați din pe episoadele mele cum ar trebui să le faceți, ce ar trebui să le faceți, să faceți de fapt. Request. Da, acum prima dată îmi dă quest-ul ăsta. Nu, păi hai mergem acolo. Go toward the book cave. Da, trebuie să iau quest-ul de la femeie. Perfect. Procure herbs. Ok.
Dar n-am, nu, cred că de la level 12 sau 13 o să fac automat gen quest pentru cal. Asta o să vin odată, la level 44, din cât observ, boss-ul, Giant Rock Fiend, și o să începem să facem. Acum stăm la gathering, adică mergem la căutat prin boscheți, ca cum ar spune alții. Deci, na, e un pic, ați văzut și pe live, am s-a laminat acolo. Aia trebuie să învățați neapărat, să urmăriți asta, Dark Stelul. După ce v-ați luat Dark Stel și stați la mine așa mai departe, na, da, e riscant. Ați văzut că a început și pe mine să mă atace lumea. Pentru că aia de nivel mai mare vin tot timpul la aia de nivel mai mic. Pentru că, clar, un exemplu, dacă tu ai fi în locul lor, să ai level 60, nu te duce la aia de level 60 sau mai mare. Pentru că e posibilitatea de a te omorâ mai repede. Ăștia mai micuți cum suntem noi, na, asta e mentalitatea, știi? În loc să ne lase pe noi să facem, ei o să găsești și player disperat, știi? Numai să te duci, să, știi, du-te, 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 ce mai, nu, n-ai nicio treabă. Hai să mă duc, nu, dar eu n-am fost înainte tot la asta, adică pial pe Yuin. Am luat de la request o misiune, din păcate. Dar îl face și pe celălalt, nu e problemă, uitați aici. Dacă stau să mă uit, nu pot să dau click acum pe el, din păcate. A, ne-a băgat într-un virtual de asta. Nu e problema. Vă dau automat skill-urile, dacă le-ați pus pe auto. Dar ultimata nu o să vă obtain, numai dacă voi sunteți la calculator și, un exemplu, na, le faceți pe alea. Dai tu automat, na. Fără să mai... Ai văzut? Asta e ultimata caracterului meu. Mamă. Asta e bună. Asta e chiar bună. Numai că trebuie să mai dau un pic la plus acolo la ăsta și gata. Ia, unic eu. O, mă, că abia de atac cu unicul ăsta. Are 4000 HP și îi scădem, na. Trebuie să cumpăr mai, pe viitor mai multe poțiuni. Gata, am terminat și cu el. Stai un pic să vedem. Ia, pe la level 12. Ah, deci de ăștia de level... Oh, level 76, ai văzut? Și de level mai mare, pentru că mulți nu și-au făcut misiunile și la un moment dat clar că nu o să mai... nu o să mai apuc să le mai faci, că tot acolo e fi, quest-uri, quest-uri, quest-uri. Că ai, la un moment dat vei avea niște câteva quest-uri de efectiv, la un moment dat o să te blochezi. Și o să cauți pe internet, mai ce sunt. Da, las-o, că la cum a fost. Presimțeam niște chestii. Promote. Hai să dăm un promote repede aici. Bine, le luăm toate pe rând dacă s-ar putea. Nu intru în clanuri. Că nu vreau să intru cu caracterul ăsta. O să intru în clanul ăla de Europa. Ok. Ce-o găsit? Terminăm misiunea asta și după aia am terminat și... După am terminat pe episodul, ca să rămână pe viitor. Investighet. Ok, bun, aici o să rămânem, guys, noi. Data viitoare, dacă mai vreți mai multe informații, vă puteți uita clar din nou pe videoclipuri, dacă abia de v-ați apucat și, pur exemplu, dacă vă jucați 8, 9, 10 ore pe zi, mai sunt și alte videoclipuri. Așa că dacă ți-a plăcut, nu uita de butonul de subscribe și pa, să apeși acolo pe butonul de like. Te-am pupat, o zi frumoasă, ai și un weekend frumos să aveți, așa că, pa, pa!